Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Cătălin Cornea și da, ne aflăm pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și m-am gândit să vă fac o surpriză, fiind pe drumuri de vacanță. Am ajuns undeva în capătul țării, aproape, și m-am întâlnit cu un foarte bun prieten, un extraordinar instructor dresor, cu care m-am gândit să imortalizez un dialog despre dresaj, despre ce altceva aici pe canalul nostru. Parte din categoria dialogurile DCP. Dialogurile DCP pentru că vrem ca voi să aflați cât mai multe despre dresajul canin și așa cum se întâmplă el oriunde pe suprafața acestei țări. După cum spuneam, îl avem alături de noi pe prietenul nostru de la Baia Mare, dragi prieteni, Ovidiu Catrinoiu Molnar, așa îl găsiți și pe Facebook, dacă vreți să vă împrieteniți cu el, ca să vedeți cât mai multe despre dresajul de top. Salut, Ovidiu! Salut, Cătăline! Trebuie să spun că mi-ai făcut o surpriză în primul și în primul rând, la care, dacă cineva ne-ar fi întrebat ieri că noi astăzi ne-am fi întâlnit, aș fi spus că e imposibil. Noi suntem prieteni de foarte mulți ani. Așa este. Cred că nu ne-am întâlnit de vreo 14. Și de unde a fost prima noastră întâlnire? De unde nu ne-am mai întâlnit noi de 14 ani? Sincer, cred că de la înființarea Clubului de Dresaj Canin din România. Ceea ce se numea cândva CDC, se numea Clubul de Dresaj Canin, dragi prieteni, și a fost o premieră atunci în 2006 sau 2007? Nu, în 2005 chiar. În 2005? Știți voi când, aceia care ne urmăriți sunteți din tagma noastră, a fost o premieră extraordinară în care noi ne-am cunoscut și ne-am strâns undeva la Macea, în județul Arad, lângă Arad, chiar lângă municipiul Arad, ne-am strâns toți dresorii, câtă frunză, câtă iarbă din toată această țară. Cum ți s-a părut atunci? Inițiativa a fost extraordinar de bună. Compatriot de-a nostru, să-i spunem așa, a avut această inițiativă de ne-a readuna, pentru că lucrul ăsta în România până la acea dată nu s-a mai întâmplat de mult, nu s-au făcut atestări din punctul ăsta de vedere a instructorilor de dresaj canin din România, nu s-au făcut evaluări, nu s-au făcut tabere, nu s-au făcut examene de evaluare a instructorilor și a fost o inițiativă foarte bună care, sincer, din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru care s-a întâmplat atunci a fost că ne-a adunat pe toți într-un loc și ne-am cunoscut unii pe alții. Mulți dintre noi probabil că nu ne-am fi cunoscut la ora asta dacă nu exista acel moment. Deci, practic, a fost o premieră, momentul întâlnirii noastre. Exact. A fost un moment frumos, un moment plăcut, nu mai știu, parcă o săptămână am stat acolo sau ceva de genul. Dragi prieteni, să știți că, mă scuz că te-am întrerupt, dar personajul extraordinar de care Ovidiu amintește este chiar însuși numitul Willy Land, care a fost o bună bucată de timp președintele acestui CDC și el a reușit să ne strângă pe toți, câtă frunză, câtă iarbă, așa cum spuneam, parcă trâmbițând așa dintr-un corn de chemare de vânătoare, ne-a adunat pe toți acolo și într-adevăr am stat o săptămână, dar o săptămână în care s-au întâmplat extraordinar foarte de multe lucruri. A fost și muncă multă. Au fost schimburi de informații foarte multe, pentru că asta este o meserie care mereu ai ce să înveți. Eu urăsc dresorii, să le spun așa, care consideră că ei le știu pe toate. Eu am o vorbă, pot să învăț de la un client de-al meu care are primului câine în lesă și a văzut un lucru care eu nu l-am văzut în 30 de ani de muncă. Și asta a fost un lucru bun, că am făcut un schimb de informații, un schimb de experiențe între noi toți. Asta a fost latura muncii, latura cea mai frumoasă au fost explicațiile și ședințele de dresaj până în târziu noapte. Ne prindea noaptea acolo. Ne prindea noaptea până dimineață, exersam chiar pe holurile clădirii respective. Da, stați un pic, Ovidiu spune clădire, dar acolo era Dita mai castelul, deci practic noi ne strânsesem și eram cazați ca niște soldați medievali într-un castel, castelul Macea. Era
fantastic, era spectaculos spațiul și într-adevăr ne prindea noaptea. Noi cât eram noi de dresori, fiecare cu 10, 15, 7, nu contează câți ani în spate de dresaj, cum spune românul nostru Neaoș, de tras de lesă. Noi eram acolo ca niște studenți, efectiv, eram ca niște, hai să spun, elevi, să fim mai modești un pic, încă nu ne dusesem la universitate, deci eram ca niște elevi în care participau la niște cursuri și erau acolo să învețe, dincolo de faptul că ne-am cunoscut între noi. Una dintre amintirile plăcute și distractive, nu știu dacă tu ți-aduci aminte și dacă ai luat parte în seara aia în care un bun prieten de-a meu, pot să spun, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Călin Ciora, era arbitru. Îl salutăm pe această cale. Ceau, Căline! El era arbitru, eu erau conductorul de câine, iar Suculuc Ovidiu era câinele. Și pe holurile acelui castel făceam exercițiile de ipo. Da, 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 îmi amintesc că am fost prezent. Aminte, da. Deci chiar a fost eram o tabără. Spectatorul acelui deci a fost o tabără extraordinar de mișto, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să se mai întâmple. Sincer, chiar dacă anii și viața ne-au dus pe unii în anumite direcții sau în altele, dar consider că ar trebui să se întâmple. Se mai întâmplă în țară, chiar acum nu de mult am fost la un seminar, se mai organizează astfel de întâlniri și chiar este o plăcere să te întâlnești cu cât un prieten vechi pe care nu l-ai văzut de ani de zile. Chiar este mișto. Românul este nostalgic și cred că același sentiment îl ai și tu, precum îl am și eu, desigur, și sunt... Mai mult ca sigur că, așa ca noi, mai sunt mulți alți băieți dresori de aici din țara noastră care și-ar dori să ne reîntâlnim. Dar cine să ne strângă, Ovidiu? Nu știu, asta e o problemă. Nu știu dacă aș vrea să intru foarte mult în subiectul ăsta, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt foarte multe nereguli la mijloc, în tot ce înseamnă kinologie. Nu vreau să supăr pe nimeni, asta este doar opinia mea și părerea mea, dar ar trebui cumva anumite persoane să ia inițiativă și să facă acest lucru, să zic măcar o dată pe an, să ne dăm o întâlnire toți cei mai bătrâni în meserie, mai tineri în meserie, pentru că toate lucrurile astea nu fac altceva decât să facă bine. Când spun bine, mă refer aici și la informațiile care poți să le acumulezi și la prieteniile care le legi. Știi că există Facebook, există e-mail, există Messenger, putem să ne scriem între noi și să ne provocăm la o astfel de întâlnire, pentru că suntem practic niște oameni maturi, cel puțin așa ne place să credem, da, cu aceeași pasiune. Și cu aceeași pasiune și suntem liberi să facem ceea ce dorim, chiar să ne și întâlnim cu toți și să reedităm un moment ca acela. Pasiunea aici își spune cuvântul, eu trebuie să fiu bucuros că am ajuns să discutăm de pasiune. Și multă lume îmi spune, Ovidiu, trebuie să fii fericit pentru că ai ajuns să faci ceea ce îți place. Pentru mine chestia asta a fost pur întâmplătoare atunci când am început-o. De cât timp o faci? De aproape 30 de ani. Stai să mă uit în buletin să văd, eram născut? Pot să spun că primul examen de dresaj care l-am susținut a fost în 1994. Cu un câine ciobănești german, câine lup, cum era atunci. Și până la momentul ăla, câți ani de dresaj aveai? Vreo 2-3 ani. A, deci deja te duceai la competiție? Chiar a fost un examen gen competiție. Atunci erau elementarele și caurile în loc de hipo și șuțun. Și am fost cu trenul vreo 12-14 ore, ceva de genul, cu câinii după noi. Ne-am dus acolo, am susținut examen. Am fost fericit că am luat și locul întâi, cu un punctaj de 98 de puncte dintr-o 100, cât era atunci maxim. Dar cam câți participanți erau atunci la aceste evenimente? Păi, sincer, evenimente. Nu mai mi-aduc aminte, dar erau suficient de mulți. Adică, pe vremea aceea, sportul ăsta canin era pur pasiune. Nu erau obligativitățile care sunt acum la anumite rase, să obțină anumite examene și așa mai departe. Cine mergea la examene de dresaj chiar o făcea din drag și din suflet. În general era lumea cu câinilor proprii. Mă rog, eu pe vremea aia la mine întâmplător, nu puteam să am câine, stăteam la apartament, mama era alergică, bă, ăla era un câine a unui vecin care eu îl dresam pe bandă înghețată. Asta a fost, făceam tot felul cam, de nebunii. Cam așa am început toți, pe bandă înghețată sau
fără bani, doar așa, ca să da, avem cu da, ce să, da, să ne da, învârtim, da. Să ne Țin jucăm. Minte chiar primul câine care l-am dresat, tot a unui vecin care îl ținea undeva la casă. Cred că dacă caut bine, am o poză pe undeva, era un fel de câine lup. Arăta ceva mai bine ca o hienă, da, dar noi spuneam câine lup, era negru cu galben, cu urechile nu sus. Era ceva regional, era câine lup. Nu, n-avea nicio treabă. Așa. Și ne chinuiam și făceam tot felul de chestii atunci. Ne întâlneam toți pe aici, ai un câmpia tineretului, așa se numește, și acolo lucram. Dacă satul mare avea expoziție, ne chema, făceam demonstrații. Țin minte, odată la Carei ne-am dus cu un camion de la vechi, am pus obstacolele, noi în camion, în benă, cu câinii. Așa ne-am dus. Vremuri frumoase, da, vremuri frumoase, da, care, sincer, mi-ar place să se mai întâmple, dar acum trăim alte vremuri și important altceva. Este că le poți rememora și, uite, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Dresaj Canin Profesional, nu întâmplător se numește așa, pentru că aici ne găsim toți locul, toți cei care avem o profesie atât de frumoasă și care practic trăim pentru a învăța și pe ceilalți despre tainele profesiei astea. Da. Tu ce le-ai spune oamenilor care ar veni pentru prima oară la tine cu câinele și ar vrea să învețe despre dresaj? În primul și în primul rând, trebuie să ai ambiție și trebuie să-ți dorești acest lucru. Această meserie, să-i spun așa, are și urcușuri și coborâșuri. Starea noastră psihică nu tot timpul este la fel. Trebuie să, în primul și în primul rând, și clienților mei le spun, ca să fii un bun dresor, trebuie să fii un bun actor. Bun, interesant. Trebuie să fii un bun actor. Și când spui asta, la ce te referi exact? La felul în care își gestionezi emoțiile și, da, stările de moment. Eu am avut nenumărate ocazii în care starea mea psihică, să zic, n-a fost super ok și dacă am avut un câine, să zic, care îl pregăteam pentru competiții, preferam să nu lucrez în ziua respectivă. Pentru că o greșeală făcută odată te costă mult. Și atunci prefer să, vorba aia românului, să stai pe fundul tău, că e mai bine. Realitatea este, oameni buni, că ceea ce vrea să spună Ovidiu, de fapt, a spus-o foarte bine, însă, de fapt, într-o oarecare traducere, este că atunci când lucrez cu animale, animalele simt fiecare emoție, simt energia pe care o ai și în funcție de energia pe care o transmiți lor, ei se manifestă, sunt cooperanți, țin distanța, te evită sau pur și simplu te și agresează dacă pui presiune mai mare pe ei. Nu poți să faci o astfel de meserie dacă ești patronat de emoții negative, dacă te duci doar pentru că trebuie să faci o meserie să câștigi bani și de fapt tu ajungi să urăști câinii că te-ai sătura de ei, ești până peste cap sătul. Și atunci te duci cu o energie care te poate influența tot foarte toată bine educația. Ai punctat subiectul ăsta. Eu am învățat un lucru, puteam să rămân la acel nivel în care doar să trăiesc din asta, dar am preferat să învăț cât mai multe despre meseria asta și am participat la foarte multe seminarii, așa cum spuneam, schimburi de experiență între prieteni și așa mai departe, pentru că această meserie nu poți să o faci numai dacă ți-o dorești. Cel care o face satisfăcându-se printr-un șez cu un șut în fund la câine, o face doar pentru bani. Eu am spus de nenumărate ori că probabil acel om care se limitează doar la acest lucru știe să-l facă foarte bine, probabil, din punctul lui de vedere. Din punctul lui de vedere, bine punctat. Un om care în orice meserie o înveți la un nivel mult mai înalt, lucrurile respective, tu, dacă ești la acest nivel, poți să le faci mult mai ușor. Deci, părerea mea e că oricine vrea să învețe meseria asta, trebuie să fie conștient că mereu are de învățat. Asta este un lucru extrem de important. Extrem de important și trebuie să-ți dorești să faci lucrul ăsta. Trebuie să iubești animalele. Trebuie să le simți. Corect. De-aia îți spuneam și am această vorbă. Dar și ai deschiderea să simți aceste animăluțe dacă tu ești un pachet de nervi, nu dacă apari cum în fața lor și spui, mamă, nu trebuie să mai petrec o oră cu patrupedul ăsta. Nu ai cum, pentru că, în primul și în primul rând, câinele simte stările tale. Acum, dacă intrăm în detalii, câinele este capabil să-ți citească inclusiv mimica feței. Da? Și atunci tu nu ai cum să lucrezi cu un câine doar punând presiune pe el.
din punctul meu de vedere, trebuie să existe un echilibru da. Între, ca și la copii, corect. Între pedeapsă și acea recompensă. Tu trebuie să găsești acest echilibru și să ții psihicul câinelui în echilibru respectiv, în care câinele să-și dorească să facă, să fie fericit că face. Știi că de obicei oamenii sunt tentați să catalogheze când aud cuvinte cu această profundă conotație negativă, pedeapsă. De fapt, pedeapsa, oameni buni, nu este ceea ce vă imaginați voi că este, că vine cineva cu RTV-ul, te aleargă prin curte și îți dă la fund sau îți dă două castane pentru că n-ai făcut. De fapt, vorba de o corectură a unei erori pe care câinele o face, da? Și o corectură care îi dă, de fapt, câinelui sugestia că pe aici este calea, nu pe acolo. Acolo. Da. Nu degeaba am făcut acest gest în momentul corect, în care am spus da. Pedeapsă, ca să se înțeleagă că nu este vorba de mustrări fizice, dure și așa mai departe. Îți dau un exemplu foarte simplu. Un câine care, de exemplu, este motivat, este lucrat pe un anumit tip de motivație, gen minge sau știu eu, pe instinctul de pradă, poate să fie o corecție pentru el și faptul că n-a primit acea recompensă. Corect, corect. Da? Adică acel câine care este obișnuit să primească recompense în anumite momente, dar acel exercițiu nu l-a făcut corespunzător, pedeapsa care o dau este faptul că îl ignor și nu-și primește acea recompensă. Deci în momentul în care vorbim de pedepse, pedepsele pot fi multiple. Pentru că aici ne jucăm... Adică este un fel, e o nuanțare a felului în care pedepsești câinele exact. Atunci când ori nu vrea să facă un lucru și practic atunci când dai nuanțele acestea, trebuie să te gândești în mod special, dar de ce nu a făcut? Din ce motiv? Care se, și în exact. Funcție de asta alegi așa zisa pedeapsă. Exact. Și acea pedeapsă de care povestim trebuie să fie în funcție de gravitatea situației. Acum, cel mai important lucru este ca acel câine să înțeleagă corect. Acea pedeapsă, acea corecție, acea motivație, indiferent de ce povestim. Atât timp cât câinele înțelege părțile negative care îi vin, nu este nicio problemă, nu se creează niciun conflict. În momentul în care vii cu anumite corecții sau cu anumite pedepse pe care câinele nu le înțelege, acolo se creează conflicte și de acolo cu siguranță lucrurile vor merge în jos. Și dacă acea corecție este de fapt prelungirea stării tale de nervi, pentru câine asta este un lucru absolut dăunător. El de fapt nu mai învață, el de fapt trebuie să se concentreze pe un nebun de la capătul lesei, la care nu știe ce să aștepte de la el. Nu știe la ce să mai aștepte de la el, exact. Este foarte interesant ceea ce ne spui tu nou acum despre echilibrul acesta între pozitiv și negativ. Și negativ. Vorbeam noi mai devreme despre acest negativ care trebuie folosit în dresaj. Practic, orice ființă pe planetă învață și din experiențele pozitive, cât și din cele negative. Însă, tu ești un mare specialist. Și rezultatele o spun de-a lungul anilor atunci când ai participat al competițiilor de dresaj. Care este sportul tău favorit, sportul tău canin? Cu siguranță este ipo. Care l-am făcut foarte mulți ani, de la nivel de examene până la nivel de competiții și sincer, pot să mă laud cu participarea la campionatul mondial de muncă de ipo de Doberman. Am fost singurul nebun care am făcut lucrul ăsta și sper să nu rămân pasionat singur. Pasionat de Doberman, da, sper să nu rămân singur, în să nu mai fie urmaș. Da. Da, da, deși este o rasă care chiar trebuie să o cunoști, dacă nu o cunoști, e problemă. Uite, aveam să vă uitați acolo pe canal, există în playlistul discuții despre dresaj, dialogurile DCP, un dialog foarte interesant cu un alt
mare specialist în sporturile canine, prieten de-al nostru de altfel, Horaciu Lucaci, aveți acolo clipul, puteți să vă duceți și să vedeți, dialogul este absolut spumos. Și el ne povestea despre mondioring. Cum faci un câine să facă toate nebunile pe care le poate face în mondioring? Care ar fi diferența dintre acest mondioring, care este tot un sport canin, da, și ipo, care de altfel este sport canin? Părerile sunt împărțite. Eu, practicând acest sport cu câinele, probabil că o spun că acest sport este mult mai complex. Din ce punct de vedere? Când vorbim despre ipo, vorbim despre un câine complet. Vorbim despre toate instinctele care trebuie să fie prezente, pentru că acest sport are 3 secțiuni, în care câinele trebuie să fie în 3 stări sau în 10 stări. Vorbim de partea de prelucrare de urmă, în care câinele trebuie să aibă o anumită stare. Vorbim de partea de subordonare, de partea de disciplină, care la fel este altă stare. Și vorbim de partea de pază. Când vorbim de toate aceste lucruri, un câine adevărat de ipo trebuie să aibă toate instinctele. Degeaba ai un câine cu un instinct puternic de pază, cu o subordonare foarte bună, dacă acel câine nu are interesul și nu are instinctul de a prelucra o urmă. Degeaba tu iei la 2 secțiuni 100 de puncte la fiecare categorie, dacă la urmă iei 69, ai picat, s-a terminat. Da, aș vrea să-ți ridic o minge la fileu. Ok, sunt cele 3, da? Pe care le-ai disciplină, pază și protecție, Și urmă. Și urmă. Care dintre cele 3 ți se pare cea mai spectaculoasă fază? Cea mai spectaculoasă din punctul meu de vedere este partea de disciplină. Asta mi se pare și mie, dar voiam să mă asigur că nu sunt pe coclauri. Și am să vă explic și de ce. Partea de disciplină sunt lucruri de amănunt și de finețe la acest sport. Da. La alte sporturi nu se pune accent pe lucrul ăsta. Dar practic tu acea disciplină trebuie să o ai și la urmă și la pază. Da, ok, deci partea de disciplină practic susține celelalte două părți, o regăsești în fiecare din celelalte două. Da. Interesant. Da. Și de aceea spun că partea de disciplină este importantă. Dacă ne uitam la secțiunea de pază, la IPO, ai practic în tot examenul 4 mușcături pe manșon, în rest este disciplină. Tu degeaba ai un câine. Referindu-te la scotocirea la corpuri. Corect. E o fază de disciplină. Este din bază, disciplină, pentru că câinele știe clar că infractorul este acolo. El trebuie să ajungă acolo. Dar nu se duce direct. El trebuie pe direcția pe care să știe că drumul cel mai scurt până la tine este pe aici. Să ocolească așa, de fapt, cum e conductorul, vorbim de disciplină. Momentul în care ajunge la infractor, unde el trebuie doar să-l semnalizeze. Vorbim tot de disciplină. Chemarea de la cor de lângă infractor, care este un exercițiu extrem de greu pentru un câine cu instinct puternic de pază, este tot disciplină. Corect. Conducerea până în momentul în care infractorul este lăsat și câinele să-l păzească, este tot disciplină. După ce oprește infractorul din alergare și îl prinde, trebuie să lase la comandă. Este tot disciplină. Tot disciplină. Și putem continua tot așa. Și atunci, până la urmă, spectaculoase sunt și momentele astea. Nu numai disciplina aceea încadrată. Vorbeam strict despre, tu m-ai întrebat care e cea mai frumoasă parte și care e cea mai importantă. De aia spun că partea de disciplină este cea mai importantă, pentru că o găsești în fiecare secțiune. Uite, până o să ne povestești câteva aspecte, niște mici secrete, mici detalii din cum construiești un câine, practic, îl construiești ca și cum ai face o sculptură. Yeah. Cum construiești un câine atât de disciplinat, așa cum ne arată câini din IPO. Aș vrea să-mi spui un pic de partea de urmă, pentru că mi-ai povestit mai devreme, până să începem dialogul nostru oficial aici, mi-ai povestit câteva elemente din partea de urmă care are legătură cu ce? Exact cu oameni buni, o să vă surprindă, exact partea de IPO, categoria urmă din IPO are o strânsă legătură cu dresajul de poliție, de altfel, câinii care prelucrează urme, care prelucrează chiar și stupefiante, au nevoie de disciplina de urmă de la IPO.